Băi, Gheorghiță, orice eventualitate ar fi fost, deci aici era exclus de căutat. Vreau să fiu la pădure, să iau niște vârfuri și am venit cu papucul dimineața să mă uit să văd ce fel e drum. Și când am venit, am lăsat mașina aceea cumva și m-am întors înapoi să mă uit pe aici, că pe aici ai drum în sus. Și când am venit aceea, mi-am aruncat ochii așa, din prostii, nu că am vrut eu să mă uit în... Și am văzut cizmele, am văzut pantaloni, geam și asta a fost tot. V-ați dat seama că este ea sau... Da, mi-am dat seama, da. Cunoșteați? De v-ați dat seama? Nu, n-am cunoscut-o, dar după auzit la atâtea cătări care s-a zvonit, mi-am dat seama. M-a sunat și pe mine o vecină de aici că a găsit-o aici în ruptură cu fața în jos. Dar ce fie el, nu știu. Mâncată de animale, ceva nu? Și că nu, spune că a găsit-o cu fața în jos, nu știu. Dar ce să spun, nu știu. Lumea ce zice pe aici de situația asta? Au rămas tot susprins că pe ele n-avea carare aici, în partea asta, în partea cealaltă. Unii hurcau spre Cireș. Și pe ele aici, le-a găsit trei acolo și pe ea aici acum. În dimineața asta a găsit un cetățean de ăsta, venea de la Mahriu încoa și a dat de ea. Am ținut drumul jos, aproape Mahriu, mai era 800 de metri. Urme de violență, ceva? Nimic, nicio urmă de violență, s-a împiedicat de o creangă și a venit pe altă... Pe alem. Și asta tot. Cum a fost căutarea? Bravo de tot! Numai noroi, numai vai de capul. Dar cum credeți că a murit acolo și cum s-a dat? A intrapat, ea s-a împiedicat și jos. A plecat de la fie, dar ea s-a împiedicat de un lemn. Și de la lemnă a venit cu fața în jos. A căzut, da. Care are piste lemnă. Piste lemnă, dar lemnă ăla că ea a dat mai net și a fost lemnă. Acolo s-a terminat, acolo s-a spus. Acolo i-a fost moarte, săraca. Cu fața în jos. Echipii au fost vreo 70-80 de căutători, deci poliție, jandarmi, serviciu voluntar, cetățeni din sat. Marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, inclusiv oamenii au răspuns la apelul preoților de la biserici, ne-au ieșit ieri la scotocirii, împreună cu poliția, care au stabilit un plan de la cei trei cadavri să-i extindă cercetările și căutarea, pentru că nici câinii n-au găsit în zona cadavrului, pe rază de vreo 2 km. Și astăzi dimineață, la 8:30, am fost sunați că a fost găsit. Cine a găsit-o și cum s-a întâmplat? Și unde au găsit-o? Au găsit-o în punctul de numire ruptură spre satul Mahriu, deci ocolit satul dealul Cucului, în partea opusă celor două, unde au fost găsiți cele trei cadavre. Este Istrati Georgeș Budeanu Petruș, consilier local și cu un cetățean din satul Mahriu.